Ce este omul ca să iei cunoștință la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Omul este doar ca o suflare și zilele lui sunt ca umbra care trece. Am închis citatul cules din psalmul 144, psalm care reiterează și analizează atât de clar starea fiecăruia dintre noi. Pentru că, în fond și la urma urmei, ce este viața? Este doar un abur care trece. Oprindu-ne însă o clipă din intensa și obositoarea noastră alergare, realizăm că nu am fost, nu suntem și nu vom fi niciodată stăpân peste clipele propriilor noastre existențe, ci mai degrabă actori pe scena unei piese al cărui regizor ne primește atent din spatele scenei. Se spune că, la Hollywood, toate acele capodopere care au fost puse la dispoziția publicului larg, au stat și au avut ca fundație nu doar regia, ci mai ales modul în care actorii au ales să-și joace rolurile. Pentru că nu e așa, în fiecare film reușit, modul în care actorii își pun în scenă rolul va crea din acel film o capodoperă sau de ce nu o piesă de aruncat în negura uitării. Reîntorcându-ne acum la noi, ne aducem aminte că suntem actori pe scena vieții. Și ar trebui să spunem cu toții în cor, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Așa cum a spus odinioară împăratul David, pentru că nu e așa. Actorii buni care își joacă bine rolul lor vor aduce cinste atât regizorului cât și tuturor acelora care uitându-se la ei se vor bucura așa cum ar trebui să se bucure oamenii de lumina care este în noi. Acolo unde sunteți, jucați-vă bine rolul. Rolul pe care vi l-a încredințat Dumnezeu. Acela de a fi emisarea ai dragostei, ai bunătății și ai adevărului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!